Bun găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorialul Tabla albă în videoconferința Microsoft Teams Mai întâi deschidem aplicația Microsoft Teams Apăsăm întâlnire și deschidem o videoconferință Aici, în partea dreaptă sus, lângă părăsire, avem partajați conținutul. Dăm click Partajați conținutul și alegeți opțiunile de partajare. Și vedem aici modurile, numai conținutul, partajăm, conținut partajat pe fundal, alăturat, adică și prezentatorul și conținutul și reporter. Vedem aici cum avem în acest moment modul prezentator. Și apăsăm Microsoft Whiteboard. Sau tabla albă Microsoft. Colaborare pe o tablă albă. Dăm click, așteptăm ca Microsoft Whiteboard să se încarce. Haideți să vedem acum împreună ce putem partaja pe Microsoft Whiteboard. În primul rând, putem partaja note. Apăsăm clic pe note, putem să adăugăm note diferite culori. Dăm clic pe culoarea care ne place, nou de exemplu. Adăugăm albastru, apăsăm albastru și vedem că nota noastră a fost adăugată. Și scriem sau echipe. Acum adăugăm o notă galbenă. Apăsăm aici. După cum putem vedea, notele pot fi micșorate sau mărite. Apoi putem adăuga grile de note. O să adaug, o să șterg mai întâi cele două note și o să adaug grile soft blue. Apăsăm pe grila care dorim să o adăugăm, apăsăm aici și după cum putem vedea a fost adăugată. Apoi putem scrie și așa mai departe. Acum revenim Apăsăm anulați, săgeată, întoarsă, anulați și o să adăugăm acum text. Apăsăm pe text, apăsăm aici și putem tasta. De exemplu, tutorial. Trebuie să vă spun că dacă dorim pe această tablă albă, Microsoft putem lucra și colaborativ împreună cu elevii sau cu ceilalți participanți la videoconferință. Ce mai putem adăuga? Putem adăuga forme, diferite forme. De exemplu, vreau să adaug un triunghi. Apăs pe triunghi, mă duc în pe tablă și triunghiul meu a apărut. Putem să-l mărim sau să-l micșorăm. După aceea, săgeată avem înapoi, putem adăuga diferite reacții. De exemplu, aplauze. Ne place ce a făcut un elev, îi punem aplauze. Apoi, putem adăuga imagini de pe calculatorul nostru. Avem documente, putem adăuga pe tabla albă și să lucrăm colaborativ. Și avem aici mai multe șabloane. Avem, de exemplu, brainstorming. Apăsăm pe brainstorming, apăsăm pe tabla albă și, după cum vedem, a fost postat pe, pe tablă și putem lucra colaborativ. Putem să mărim sau să micșorăm. Apoi avem rezolvarea problemelor. Mai multe. Diagrame. Avem proiectare și cercetare iarăși mai multe diagrame. Avem de asemenea și jocuri. Putem să selectăm diferite jocuri. Când vrem să ștergem ceva, apăsăm clic pe tablă și pe coșul de gunoi și am șters ceea ce nu mai dorim să apară pe tabla noastră. Vedeți? Și am șters tot. Acum apăsăm aici și apăsăm pe tabla noastră și a apărut joculețul pe tabla și putem să lucrăm colaborativ cu elevii. De asemenea, dacă dăm pe plusul acesta, apăsăm creați și putem selecta mai multe șabloane. De exemplu, învățare. Și avem, de exemplu, plan de lecție. Planificați curiculum. Apăsăm și apăsăm pe tabla albă și planul de lecție ne-a apărut în Planul de lecție ne-a apărut pe tablă. După cum îl putem vedea, îl putem edita. Bun. Acum în partea dreaptă avem meniul setări. Putem să exportăm imaginea ca și PNG, putem să vedem aici și alți participanți pot edita dacă dorim ca și elevii să editeze în același timp cu noi. și putem deschide tabla albă și în aplicația proprie. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise tutoriale și religie, în proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred.